Am vorbit timp de 3 episoade ca în reminder, Marcelică, de viața și cariera domnului Barosan de la PSD, domnul Ciolacu. Despre încrengăturile deosebit de productive cu PNL-ul, ale asociațiilor de afaceri, ale nepotului favorit al domnului Ciolacu și despre firmele acestea. Sunteți la Starea Impostorilor, cu mine, Valeriu Nicolae. Azi vorbim de firmele lui Marcel. Gheorghe Constantin Gabriel a fost asociatul lui Nea Marcel în firma Grup Prodinvest SRL. Domnul Gheorghe a fost acționar unic la o firmă G-Self Engineering, o firmă cu un profil foarte bun care se ocupa consultanță în inginerie. În mod foarte straniu și desigur deloc legat de interesele enorme ale familiei Ciolacu în domeniul farmaceutic, inginerul ăsta este numit în 2017 consilier la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. În 2019 devine inspector șef la Inspectoriatul Teritorial de Muncă la Buzău și director ajung la compania de apă Buzău, unde Tescaru, partenerul lui Marcel Ciolacu în altă afacere, era șef. Cum era și firesc, omul s-a pișat pe ea de lege și în urma unor plângeri repetate, Agenția Națională de Integritate, controlată pe atunci de PNL-ul dușman al ciumei roșii, a fost nevoită să-l declare incompatibil. Siderant, deși omul are 3 apartamente și case și zeci de hectare în proprietate, spații comerciale de 800 de metri pătrați, în toate declarațiile lui de avere nu avea nimic, nimic altceva, nu mașină și nici bani în conturi. Asta nu e tot. Firma lui, sigur, nu avea contracte cu statul. Firma este deținută acum de Simina Alexandra Mocanu, care apare în acest moment ca fiind consilier la Parlamentul unde domnul Marcel Ciolacu e șef. Simina Alexandra Mocanu și domnul Gheorghe Constantin Gabriel vindeau în 2021 un teren pe care îl dețineau și apăreau că locuiesc în același apartament. Despre familia Mocanu, cei care donează din greu la PSD de Buzău, e mult, mult de vorbit, poate într-un episod dedicat. Doamna Mocanu mai are o firmă pe care o deține 100% și care este înregistrată exact la aceeași adresă cu altă firmă deținută de familia Umbrărescu. Familia Umbrărescu, indirect legată de unul dintre cei mai faimoși pușcăriași de la PSD, Rebenciuc, Sechelariu, Iacubov, are contracte de peste 4 miliarde de euro cu statul și este foarte, foarte iubită de Grindeanu, ministru care se ocupă de drumuri. Soția lui Grindeanu are și ea o afacere cu nepotul lui Ciolacu. Dar să nu divagăm. Gabriel Gheorghe a fost asociat în firma Petrocomex cu Vasilescu Victor Nicolae, șeful de la Integral SA, o firmă care are contracte super bănoase cu compania de apă Buzău și cu municipiul Buzău, căci viața la Buzău e plină de coincidențe. Mai clar, are contracte cu statul în valoare de 103.846.237 de lei. Vasilescu a fost investigat de Garda Financiară pentru că a vândut prin firma sa un teren firmei de stat pe care o conducea la un preț de aproape 600 de ori. Da, ați auzit bine, 600 de ori mai mare. Pe lângă domnul Vasilescu mai sunt încă 3 asociați. Androne, Gheorghe și Ioniță. În mod absolut senzațional și neașteptat, există la primăria Buzău angajații cu numele de familie Androne, Gheorghe și Ioniță. Coincidențe și nu mânării, că doar partid mai cinstit ca PSD-ul nu există. Cealaltă asociată este doamna Romanescu Beatriz, soția fostului deputat PNL de Buzău, Cristinel Romanescu, fost turnător la securitate și președinte al Federației de Tenis de Masă, unde este șeful doamnei Beatriz, care firesc a ajuns manager al Federației de Tenis de Masă. Firma soților Romanescu a avut și ea contracte multe cu statul. Și Beatriz este promovată atent de opinia de Buzău, deținută de asociatului nepotului lui Ciolacu. Despre Lucia Com 94 SRL s-a mai scris. Este firma deținută de Nea Marcel, nevasta domnului Marcel și Daniel Ciolacu, fratele acestuia. Nu are rost să mai insist. Hai să vă povestesc totuși cum am ajuns eu să-mi dau doctoratul în Ciolacu. Despre Compet,
Firma care se ocupă de țevile prin care transportați țevile a mai scris în libertate. Am scris despre nemerniciile de acolo. Nimic nu s-a schimbat. În bine nu s-a schimbat nimic, căci pentru sinecura aia, unde pentru câteva ore pe an faci peste 180.000 de lei, a apărut o tântică nouă. Irina Mihaela Barbu a terminat liceul în 2006 și până în 2015 a stat acasă. S-a pregătit, bă, pentru intrarea în câmpul muncii, nu ca voi care așa negândit v-ați repezit. Deci, după 9 ani de la terminarea liceului, s-a angajat la o firmă care era în faliment. Asistent manager, că doar 9 ani de frecat menta acasă te face direct asistentă de șef. Firma, cu 3 angajați, avea un rulaj total de 17 lei pe zi. Rulaj pe cap de angajat. Din ce a fost plătită primii 3 ani, nu știm, că rulajul firmei și rata de profit nu a fi permis nimic. Cel mult un covric și un iaurt pe zi, dar mite un salariu. Înainte de a se angaja la stat în 2019, Donșoara Barbu făcea în privat suma de 833 de lei pe lună. Acum face peste 25.000 de lei pe lună, net, adică un salariu mult mai bun ca al președintelui României, cu peste 2.000 de euro mai mult ca președintele. Net, mă, în fiecare lună. Între timp, în timp ce și-a asistat șeful, a terminat și o bombă de facultate privată, poziția 739 din 789 de instituții în România care fac cercetare. Și face acum în același timp două mastere, unul la București și unul la celebra Valahia, acolo unde Tartor este un șef de serviciu secret. Cum s-a întâmplat minunea asta? Doamna este consiliera unui om important, dar neștiut. Domnul Tescaru Ionel, de la Buzău, cel care a apărut într-un scandal datorită salariului lui enorm, plătit de proști, adică de noi, pentru poziția lui de director, la AP Buzău. În 2017, la Buzău, nenică ăsta primea 4.000 de euro pe lună de la stat, adică dublu decât făcea președintele României. Tescaru Ionel are un CV care pute, rău. Imediat după Revoluție, din operator-calculator, omul a devenit brusc inspector la Banca Națională a României, locul ăla de colcăia de securiști, mai ceva ca serviciile noastre cele secrete. După numai o lună, dabre, după o lună de experiență, trece economist la Banca Comercială Română și la nici două luni devine șef de serviciu acolo. În 1994, cu 4 ani de experiență în sectorul bancar, este deja director economic la Banca Dacia Felix, cea care a tras prima țapă uriașă nouă și a îmbogățit cu 160 de milioane de dolari niște șmecheri. De la nenorocirea aia de bancă trece direct director general la o firmă din industria lemnului, al loc de om cinstit, căci expresia furaca în codru este pentru dușmanii domnului Ionel. Soțul judecătoare care a făcut pușcărie în dosarul de mită lui Adamescu era acționar la firma aia în perioada în care Ionel era director general. În același dosar a fost condamnat și un fost parlamentar PSD. De aici, Ionel a trecut director general la o firmă de stat într-un domeniu despre care nu știa nimic. După numai câteva luni, a trecut la primărie și de 19 ani tot mutat la stat este. În ultimul an am plătit pentru domnia sa peste 6.100 de euro pe lună. Stați că nu e tot. Omul are o nevastă. Nevastă care și-a avut un noroc senzațional de sinecuri la stat, mai precis la privatizare, la Ministerul Turismului și din 2015 la Consiliul Județean Buzău. Stați că asta a fost doar introducerea pentru grozăvia care urmează. Ionel Tescaru am descoperit că este asociatul lui Marcel Ciolacu într-o firmă. Firma în care cei doi au fost asociați este un dezastru. Din 2005 până în 2018 a avut doar de două ori profit și doar în 2005-2006 a avut un singur angajat. În rest nu a angajat pe nimeni. Totuși, nevasta lui Ionel a fost mai norocoasă. În momentul în care soțul și nea Marcel au ajuns starter la primăria Buzău, afacerea nevestei a explodat. De la undeva la 10.000 de euro pe an a trecut la 100.000 de euro pe an. La momentul când nea Marcel ajunge șef la PSD, soțul este într-o poziție super la AP, iar ea este consilieră la Consiliul Județean, controlat tot de nea Marcel. Firma are o cifră de afaceri care depășește 300.000 de euro.
Acum este în faliment, are datorii de peste 100.000 de euro și este pe un negativ de peste 80.000 de euro, adică o țeapă. Nora domnului Tescaru a fost și angajată consilieră tot la Consiliul Județean. Acum este auditor la Curtea de Conturi, cea controlată de PSD. Băiatul domnului Tescaru este angajat la Banca Națională a României. Expert de expert, nu glumă. Deci începe și el ciclul lui Taxu, că și el s-a lansat după Revoluție tot la BNR. Declarațiile de interes ale doamnei Tescaru sunt un fals în acte publice. DNG Industries SRL este firma în care este asociat cu domnul Tescaru. DNG, adică Dolce Gabbana nebunilor, că suntem pe lux la Buzău acolo. Afacerea este una de comerț cu amănuntul, magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare și tutun. Alexandru Constantin, și el asociat cu domnul Tescaru și cu domnul Ciolacu, este acum fericitul posesor al unui spital privat cu mare, mare succes de decontări la Casa de Asigurări de Sănătate din Buzău. În 2008, spitalul avea pierderi de 26.938 de euro. În 2009, de 171.723 de euro. Dar din 2010, când Nea Marcel devine șef la PSD pe municipiul Buzău, trece pe profil la 834 de euro. Apoi profitul explodează la 334.867 de euro în 2014, când Marcel este deja secretarul Camerei Deputaților și cel mai important PSD-ist din județul Buzău. Doloiu Gheorghe este celălalt asociat. Și el un mare afacerist pe partea de comerț cu fructe și legume din Buzău. Și apare în dosarul DNA cu mita de 500.000 de euro primită de Cristian David de la PNL. Turnătorul din dosar, celebrul primar pușcăriaș de la Jilava, domnul Mladen, cel care a fost implicat în mita legată de cumpărarea de terenul de la Buzău, a cumpărat un teren de 800.000 de euro în 2007 de la actualul prefect al Buzăului, domnul Neagu Petre. Doloiu a scăpat de acuzare în dosarul ăsta pentru că interceptările telefonice făcute de serie au fost eliminate de la dosar. El este directorul fostei fabrici de legume și fructe Buzău, a cărei privatizare a fost făcută cinstit, că doar porcii zboară stoluri pe la Buzău. Fata domnului Doloiu a fost și asociată la firmele familie, dar între timp a devenit notar, căci partea asta nu era acoperită de băieții lui Marcelică. În episodul următor, continuăm să vă povestim despre afacerile lui Marcel Ciolacu. Mai avem două episoade, cele mai spectaculoase, că își descriu rețeaua nemafiotă din jurul lui Marcel. Cosa Nostra nu e deloc, dar deloc similară.